Danemarca ajută sistemul medical cu 15 ventilatoare și 8 concentratoare de oxigen pentru tratarea bolnavilor de COVID-19. Echipamentele au ajuns astăzi la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției de la Ciolpani, iar Danemarca s-ar putea să ne ajute și cu medici și asistente. Romania is at the moment, as you all know, in a very dire situation when it comes to the pandemic, the number of people affected, the number of people who are seriously ill. And it is our natural for a country like Denmark to reach out and offer our assistance to Romania in a situation like this. Romania was of great help to us back in June. You sold a large number of vaccines to Denmark. This actually assisted Denmark in getting our vaccination rate up to almost around 80%. Raed Arafat a vorbit despre procedura prin care ajung ventilatoarele din străinătate la noi în spitale. Acesta a amintit despre cele 393 de ventilatoare care au stat un an în depozitele Unifarm. Noi la acest moment, ieri, dacă ați observat, am scos de la Unifarm peste 300 de ventilatoare. Dacă ajungem să nu mai avem ventilatoare și să avem nevoie de ventilatoare, mecanismul spune așa, cerem prin mecanismul de protecție civilă europeană ventilatoare de terapie intensivă și la momentul ăsta atunci se vede dacă există cineva care donează, dacă nu se deschide depozitul Rescue. Să știi că nu am primit ajutor doar din Danemarca. Îți amintesc că în Ungaria au ajuns 9 pacienți pentru a fi tratați, iar din Republica Moldova vor veni 20 de medici și asistente pentru a lucra în spitalul de la Lețcani. Tot cu ajutorul din afară acoperim și deficitul de medicamente. Din Italia, de exemplu, au venit 5200 de doze de anticorpi monoclonali. Dar în fața acestor nevoi acute ale sistemului medical, Raed Arafat a transmis un mesaj dur la adresa celor care dezinformează. Aș tăia microfonul la toți care vin și spun și dezinformează și spun la oameni să nu se vaccineze, pur și simplu, da? Și aș lăsa pe oamenii care se pricep la acest domeniu să explice de ce trebuie să se vaccineze. Am trecut printr-o perioadă grea, printr-o perioadă plină de dezinformări, de toate posibilitățile în care să convingem oamenii să nu respecte, să n-aibă încredere în ce spun autoritățile. Cred că suntem la momentul în care trebuie să facem invers acum.